sau tare și bine m-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi vom face aripioare cu prăjite, cu cartofi prăjiți, cu wedges, la cartofi pregătiți de răcimi, la și cu chipsuri de măstenac. Haideți să începem. Prima oară, echipare. Prima oară vom condimenta aripioarele cu sare și pipere. Mulțumesc mult șefului meu despre această discuție. Acum amestecăm aripioarele cu sare și pipere. Pentru că gustăm o hrană mai multe faliment și buia, nu ce să fie de pune de copertelițe. Pentru că gustăm o nevoie de faliment, doar ce vreau să facem să ai pare ca la piesi. Și putem să condimentăm inclusiv cu ăsta cu sare. Iar acum adăugăm aripioarele. Amestecăm aripioarele până sunt complet acoperite de fel. V-am făcut și un pic de fără, dar nu contează bucătăriei ca cu care se adăugă să fie și în lucrul acesta. Înainte să punem aripioarele la prăjit, trebuie să le suturăm și să le punem de fel. Acum vom pune aripioarele la prăjit. Cât se prăjesc aripioarele, vom face și chipsurile de măstenac. Luăm o pilă și efectiv ducem în sus pe un glas. Iar astfel este chipsurile de măstenac și facem așa până în tot. Priviți, așa are chipsurile de măstenac. Vedem cum de sare și pipere și mai multe de prăjit. Acum am prăjit chipsurile de măstenac. Până se prăjesc o face un chip special, o floare de fără de mâini și un mâini de proces. După de castiga nu, e un lucru. Prima oară avem un lucru de fără. O floare. Și noi e un proces și mă mâini. Ori avem un spune lui Robin. Mai adăugăm puteți multe lor. Acesta este sosul. Aripioarele sunt gata, iar acum le scoatem. Cartofii sunt gata, iar acum îi luăm din ulei rucit. Bun, uitați, totul este gata, iar acum să facem plin. Iar peste toată povestea asta, un praf de piper și un praf de piper. Priviți, arată genial, aceasta este recetala de aripioare de piper și de piper și de păstrinat. Sper să vă placă, sper să vă plăcați și voi, iar noi ne vedem la calitare cu altă rețetă.